Isabela Vasiliu Scraba, sfârșitul lui Constantin Noica. Comuniștii s-au așezat prea aproape de oameni, s-au instalat în cămara lor de alimente, în culcușul lor, în sertarele lor cu manuscrise, pe cât posibil chiar în conștiințele lor, încât indispun prin simpla lor voce, cu simplul lor ziar, scria Noica în memoriile sale din închisoare, confiscate de securitate. Fascinat de imensa generozitate a lui Noica față de oameni, de ideologii, de naufragii, Mircea Eliade, admirat din scrisorile primite de la prietenul său, îndrăzneala celui aflat în domiciliu forțat de a se rosti peste sisteme și istorii. Erau anii dinaintea arestării lui Noica, urmarea turnătoriei lui Zicu Ornea Orenstein și a conlucrării acestuia cu șeful cenzurii comuniste și cu turnătorul Pavel Apostol. Ultimul, recenzând pentru securitate manuscrisul noician despre Hegel, scrisese că volumul ar fi fost, vezi, Doamne, un mesaj legionar camuflat, când Noica era schingiuit în sediul securității din Pitești. Ca urmare a acțiunii unor turnători mai în vogă azi decât oricând, filozoful împreună cu toți cei cărora le citise manuscrisul au fost 6 ani reeducați în spiritul eticei și moralei comuniste prin bestiale torturări, foame, frig și, în cazul lui Noica, 2 ani de singurătate între o celulă în care să mediteze la binefacerile comunismului adus în România de armata stalinistă. Plasat de ocupantul sovietic al României ciuntite de Basarabia și Bucovina de Nord în marginea societății, filozofului i-a fost interzisă toată viața cariera de profesor universitar, refuzată și în timpul dictaturii militare. Dintr-o convocare la securitate a lui Aurel Cioran în septembrie 1977, știm azi că la anchetările prin schingiuire a lui Noica s-a pus pe tapet și Anti-Goethe, nu numai manuscrisul despre Hegel, împreună cu corespondența cu exilații din Franța, confiscată de securitate avându-l în poziții de vârf pe generalul NKVD Boris Grünberg, alias Nikolski, alias Nicolau, care a activat și în Brigada Mobilă nucleul securității antiromânești înființată de colonelul sovietic Anna Pauker în 1948. Anchetatorii găsiseră că însă știtul Anti-Goethe ar fi indicat pasămite un atac la scriitorul care a prefațat traducerea blagiană a Faustului Goethean, scriitor apreciat de cercurile marxiste. Pentru a indica mesajul cărții despre Goethe, apărută cenzurat în 1976, Noica scrie că în volum s-a ocupat de limitele triumfului omului modern. De fapt, Noica, unul dintre editorii operei Nae Onescene apărută în timpul războiului, sub pretextul comentariului Faust de Goethe, relatase și unele dintre ideile profesorului Naionescu de la cursul despre Faust și problema mântuirii, spre a evidenția declinul spiritual a unei lumi care se lipsește de spontaneitatea creatoare a filozofării, înlocuită de atunci încoace cu scrisul Lozincar, o lume cu natura pustită și degradată. Până la arestare, total izolat de colegii de breaslă scriitoricească, lui Noica erau interzise chiar și vizitele la prietenii din București, cu care pe furiș mai făcea schimburi de opinii literare. După lista de lucrări pe care a alcătuit în decenii de interdicție de semnătură, filozoful avea gata de publicare 5 cărți, dintre care Anti-Goethe în 2 volume, tratând despre grandoarea și mizeria omului fără filozofie. În 1972, securitatea i-a restituit celui băgat în pușcărie de Zicu Ornea pentru vina de a fi vrut să publice la editura de stat cartea despre Hegel, o parte din manuscrisul Anti-Goethe,
care a stat la baza volumului Despărțirea de Goethe. La câțiva ani după împușcarea ceaușeștilor, i-au mai fost restituite soției lui Noica în 1994 două capitole din manuscrisul anti-Goethe, confiscat la arestarea din 1958. După îngrijitorul celei de-a doua ediție din 2000, s-ar putea ca prin cotloanele seriului să mai fie file din manuscrisul acestei scrieri noiciene, publicată trunchiat după un sfert de veac de la redactarea ei, începută probabil prin 1948-49. În 1949, la sărbătorirea clandestină a lui Goethe, a participat și fosta universitară Alice Voinescu printr-o conferință în cerc restrâns, fiindcă în învățământul superior nu mai avea voie să predea. În locul profesoarei cu doctoratul de filozofie la Sorbona, studenții aveau parte de prelegerile propagandistului comunist Marcel Breslașo-Bresliska, care practicase advocatura și din 1948 fusese pus director la Ministerul Artelor și Informațiilor, apoi profesor și rector la Institutul de Artă, cum aflăm de la Marian Popa. Anti-Goethe sau Despărțirea de lumea presimțită și descrisă de Goethe prin Faust II era la Constantin Noica o distanțare de lumea spectrală a utopiilor devenite realitate. Cu posibilul gol al banului fără acoperire, imaginea irealității avea la început aspectul oarecum jucăuș, dar cu ideea de reproducere a umanității neprovetă, previziunea viitorului devine sumbră. În partea a doua din Faust, după o cununie de scurtă durată a idealului grec cu spiritul modern, urmează războiul cu mijloace diabolice, apoi politica ilustrată de isteria rațiunii ordonatoare și planificatoare, care se izbește de rezistența unor bătrânei, ascultând cu evlavie sunetul clopotelor unei biserici, până să fie rași de pe suprafața pământului cu casa, cu grădina și cu mica lor biserică. Noica subliniase că realizarea posibilului gol într-o lume fără oameni adevărați rămâne mefistofelică, nedesprinsă de inițiatorul și realizatorul ei. Goethe ar fi anticipat cu repulsia caricatura unei astfel de lumi, nota Noica în manuscrisul desertar Rugați-vă pentru fratele Alexandru, pe care l-ar fi dorit publicat în Anglia. Acea lume adeverită de oameni și chiar realizată în mod diabolic în secolul 20. Iată și lista volumelor pe care Noica n-a putut să le publice după instaurarea ilegală a regimului de teroare comunistă. Lysis sau despre înțelesul grec al filozofiei. Fire și ființă, introducere la o filozofie sistematică. Anti-Goethe în două volume. Devenirea într-o ființă, încercare de filozofie sistematică. Povestiri despre Hegel. Carte publicată la Paris în 1962, când Noica era în temniță. De dincolo de cortina sovietică de fier, Eliade mărturisea în aceeași scrisoare din 1957-58 că în optimismul lui Noica găsise o notă comună între ei, dincolo de destinele lor individuale atât de diferite. Corespondența cu Mircea Eliade era așteptată cu nerăbdare, nu numai de Constantin Noica aflat la Câmpul Lung după o scurtă arestare, ci și de cei care îngroșau dosarul de urmărire. Scrisorile trimise și primite erau parcurse negreșit de mercenarii ocupantului sovietic, care își ștampilaseră pe noi ca drept dușman al poporului. Tot aceștia se pare că au fost primii cititori ai volumului Rugați-vă pentru fratele Alexandru, pe care Noica, probabil după moartea lui Eliade, l-ar fi vrut a apărut la Londra în traducere englezească și nu confiscat în cursul anului 1987 de securitate, cum s-a întâmplat în realitate.
Anul confiscării poate fi dedus din cuprinsul volumului apărut în 1990, în care apar idei ce se regăsesc în articolele noiciene de atunci. De pildă, în manuscrisul expediat de Noica și interceptat de securitate, apare ideea că politicienii vor mai binele, crezând cu asta că vor binele. Mizeria lumii moderne e o chestiune de gramatică. Oamenii confundă comparativul cu pozitivul, ba chiar nu se mai gândesc la pozitiv. Americanii nu se gândesc nici măcar la comparativ, ci de-a dreptul la superlativ, la foarte bine. Ori tot chestiuni de gramatică tratase și în articolele Cultura Europeană în ipostaza substantivului din România Literară, februarie 1987, adjectivul, epitetele și renașterea din România Literară, martie 1987, gradul zero al adjectivului și Leonardo da Vinci din România Literară, aprilie 1987 și cum arată Cultura Europeană în ipostaza adverbului, apărut în România Literară, mai 1987. Textele acestea au constituit capitole ale ultimei sale cărți de dignitate Europe, care a fost publicată în germană post-mortem, probabil la insistența traducătorului. În românește, volumul pe care Noica a început să-l publice în 1986 s-a tipărit la fosta editura politică după 5 ani de la apariția traducerii germane. La sfârșitul memoriilor sale, Noica a trecut anul 1965, ceea ce nu era de natură să-l împiedice să mai completeze volumul, fiindcă unele pagini din manuscrisul care cuprinde amintiri din vremea detenției prea seamănă cu cele concepute prin 1986-87, când era preocupat de Europa, care a fost și poate fi sarea Pământului. După citirea manuscrisului Rugați-vă pentru fratele Alexandru, securitatea l-a întrebat probabil pe Constantin Noica de ce a ținut să scrie împotriva comuniștilor și a poporului român, că atât deținuții politici torturați în închisori, cât și comuniștii ar fi victime ale timpului lor. Cunoscându-i mai de aproape, poetul Ion Caraion îi descrie pe reprezentanții regimului comunist în felul următor: complexați de o teribilă frică instinctivă, necivilizați, necompetitivi, imprevizibili în violențele și raționalismul lor, de nimic nu le-a fost comuniștilor mai frică decât de inteligența adversarului. În aspirația lor de confruntare, comuniștii urcă doar până la ură, furt, agresiune și asasinat. Desigur, securisto-comuniștii trebuie să-l fi chestionat pe Noica și cum de-a îndrăznit să încerce a scoate pe ascuns din țară materiale denigratoare. Discuția dintre un fost deținut politic urmărit, hărțuit și solicitat de securitate la discuții periodice după eliberarea sa din 1964 s-ar fi putut întâmpla să nu fi fost dintre cele mai politicoase, mai ales că miza invitării în țara lui Iliade căzuse odată cu moartea marelui istoric a religiilor, iar Noica era singur în vila sa de la Păltiniș. Încurcând borcanele, Dora Mezdrea scrie că amintirile din închisoare au fost înapoiată familiei în 1991. Ori această carte, confiscată de securitate în timpul vieții autorului, n-a mai trebuit să fie dusă de soția lui Noica la editură spre a fi publicată. Memoriile lui Noica din închisoare, purtând titlul Rugați-vă pentru fratele Alexandru, au fost publicate de Humanitas în 1990. Așadar, cu un an înainte ca manuscrisul să fie restituit de securitate. Sigur, poate să fie o greșeală de tipar în dosarul citat sau în cartea din 2009, sau poate să nu fie, și să fie un mister de adăugat la ciudata dispariție a celor 7 volume de urmărire a lui Noica la Păltiniș prin securitatea județului Sibiu, distruse, volume din care numai 5 au fost microfilmate,
putându-se în viitor recupera conținutul lor. În toamna anului 1987, singurătatea lui Noica în cămăruța pe care o ocupa într-o vilă pustie era destul de complet. Prietenul său, fostul deținut politic Octavian Nicolae, fusese îndepărtat din Păltiniș. Au trecut lunile octombrie și noiembrie și singurele legături pe care le mai aveam cu domnul Noica erau scrisorile și din când în când un telefon. Doar în camera de alături fusese plasată vânzătoarea de la chioșcul de cărți din Păltiniș, care l-a supravegheat pe filozof cu îndrumare de la securitate, cum scrisese Ion Filipciuc. Lectura manuscrisului pe care Noica a făcut imprudența să vrea să-l publice în Occident a determinat probabil și inexplicabilă amânarea operației după fracturarea colului femural în dimineața zilei de miercuri 25 noiembrie 1987. Suspendarea îndatoririlor medicale în cazurile urmărite de securitate nu era ceva neobișnuit în spitalele comuniste. După doctorul Florin Mătrescu, circa 10.000 de tineri care încercaseră să scape de sarcină fuseseră lăsate să moară în camera de gardă, căci avorturile erau interzise. Până la venirea poliției, doctorii nu aveau voie să intervină sub amenințarea pușcăriei și a pierderii dreptului de a practica medicina. Motivul amânării operației lui Noica a fost derizoriu în condițiile în care filozoful, deși slab, se controla medical și rezultatele erau în general bune pentru cei 78 de ani ai săi. Doctorița Eleonora Emilia Cioran l-a vizitat pe Noica la spital și a spus în un interviu că optimismul lui Noica o determinase să creadă că filozoful spera să se vindece fiind nedumerit de amânarea operației. În interviul luat de Ana Sârghie, cumnata lui Emil Cioran, care era medic de profesie, a adăugat că, spre surprinderea ei, a constatat pe corpul bolnavului niște edeme generalizate la mâini, abdomen și picioare, vânătăi mult prea extinse pentru a se putea explica prin șocul căderii care a dus la fractură. În manuscrisul amintirilor din temniță, interceptat că Noica a încercat să-l trimite fostei sale soții din Anglia, filozoful își pusese problema ce au să facă în viață păzitorii și administratorii doctrinei comuniste când se va termina cu mascarada comunismului. În criptocomunismul de după 1990 s-a putut constata perpetuarea dorinței politice de a schimonosi adevărul. Nici încercarea comuniștilor de a desfința omul ca ființă morală n-a fost cu totul abandonată, ideologii reciclați obligându-i în continuare pe români să recunoască exact ce vor ei cu expresiile lor șablon, cum scria Noica în Rugați-vă pentru fratele Alexandru.